Din păcate, politica fiscală a făcut așa că toți banii care se colectează merg către bugetul național și acolo se redecționează pic cu pic la fiecare, așa că o terapie de 8 o injecție în tot anul ne dă un pic, numai să nu murim. Nu-mi place să vorbesc de politică, fiindcă e atât de mizerabilă politica respectivă, dar suntem, sunt niște situații care te impun. Nu sunt membru partidului. Încerc să fac politici locale și mai puțin să depind de politica mare. Deja noi mai mult, eu prefer mai mult să lucrez cu și eu și echipa și colegii mei, cu investitorii străini, cu partenerii străini și nu în zadar eu tază. Vedeți câte parteneriate avem. Am început activitatea când am venit la cârma primăriei cu a studia legea. Nu m-am avântat să promit cuiva proiect, că în 95 nici nu mergea vorba de proiecte de altfel. Dar m-am gândit că materia asta trebuie, totuși domeniul ăsta trebuie foarte, foarte multidimensional. Urmează să studiem legile. Și atunci am încercat să fac academia după universitate, să fac academia de administrare publică, ca să știu ce să... de fapt cum să gestionez în buchea legii. Exact așa și proiectele. Când am văzut că prin 98-99 era o stagnare totală și nu avem alt venit, se dădea salariu în păpucei de gumă, se dădea salariu în schimb de mărfă și era o tragedie totală. Noi nici nu avem telefon în Calfa, nu avem nici drum, nu avem nici școală. Și atunci am zis că trebuie să găsim soluții. Și atunci am găsit soluții și scriere de proiecte, atragerea investițiilor din afara localității. Și atât scriem. În 2003 am realizat proiectul ăsta mic cu reparația drumului și acum el este, dacă ați observat, oricum este varianta albă, este durabil. În 2003 până în 2018-15 ani încă îl păstrăm. Nu este noroi care era mizeria atunci. Ulterior am acoperit școală, gimnaziu, am termoizolat pereții, am pe interior am muncit multe proiectele mici, fie de 5.000 de euro, fie de 10.000 de euro, dar au fost proiecte care și-au lăsat amprenta pozitivă în instituția noastră. În 2015 am inițiat un proiect cu construcția unei centrale termice pe bază de peleți, ca să facem economii la gaze și nu fim dependenți de Rusia și de toate agențele care ne pișcă. Ni s-a realizat și acest proiect, acum facem de acum cât an facem cu pelet. Drept că am fost luată în derâdere când am inițiat proiectul ăsta cu peleți, că zicea că Calfa trece la Tizic, la gaze. Numai adusesem gazele prin 2002. Zic că zicați și uitați-vă că trecem la pelet. Dar peletul ne-a dat totuși rezultat și continuă să ne dea, fiindcă este cald, condițiile sunt bune, sunt două locuri create de muncă și asta e bine. Am instalat la opriri tomberoane cu diferite sortare a gunoiului. Scopul meu era, când am scris proiectul cu echipa, să învățăm copiii totuși. Fiindcă pe un bunel sau o bunică niciodată noi nu o să schimbăm mentalitatea. Noi putem un pic să disciplinăm, dar nu până la urmă. Copiii sunt băreței care pot să fac și transformă lumea în frumos. Și am început cu grădinița școală să învățăm copiii cum sortăm. Avem chiar 4 proiecte recente călduțe obținute. Acum evaluarea lor nu e atât de mare, începând cu 500 de euro și în sus. Dar ăstea vom rezolva problema bătrânilor, vom procura, de exemplu, o mașină industrială de spălat rufele și vom acorda servicii bătrânilor din localitate. Exact acum le acordăm servicii de hrană. Avem cantină socială și le ducem acasă mâncarică, mâncarea caldă. Orice instituție este condusă în localitatea noastră doar de femei, exclusivitate doar de femei. Când vine vorba de alegeri, bărbații vin și înaintează candidatura, apar ca și perce după ploaie, dar tot ei sunt acei care pierd competiția. Trebuie să fie bine pregătit, să fie bine pregătit și de fluxul ăsta de probleme care există astăzi în societatea noastră. Fiindcă societatea, de fapt, am văzut, spre marea mea fericire, am văzut țări dezvoltate, dar populația se implică. El nu poate fi pasiv de un copac sădit, cineva să-l rup și sau aruncarea unui gunoi haotic sau alte. Când la noi, fiecare consideră că asta nu e problema. Vrei, nu vrei, așa e pus situația, că trebuie să fii membru unui partid. Că dacă nu sau să fii simpatizat unui partid, fiindcă astăzi e la guvernare și evident că chiar pledez pentru o colaborare cu guvernarea. Dar sunt momente când îmi exprim că aici nu este bine. Și scriu scrisori, pot să vă arăt corespondența, aici nu este bine, aici lucrurile nu merg bine. Sau le vorbesc la întruniri, dacă avem întruniri cu primarii, uitați-vă, lucrurile astea nu mai merg așa cum vă gândiți. Menirea noastră care e să încurajăm și pe alții. Foarte multă lume vine după un sfat. El nu vine după bani aici.
lumea nu prea vine după bani în ultimul timp, când înțelege creștate. Vine după un sfat, vine după un, nu știu, să-i explici niște lucruri, să faci să acceseze niște servicii, dacă nu la noi, atunci în alte instituții de stat, dar mai e să le simplificăm viața. Și de fapt, noi trebuie tot, să știu, șeful oficiului poștal, șeful oficii medicilor de familie și un director de școală, de grădiniță și în ultima instanță și un specialist din primărie, trebuie să conștientizăm. Menirea noastră este să acordăm servicii de calitate și nu întotdeauna să conștientizăm, nu întotdeauna să putem satisface sufragile tuturora, dar omul să ducă, persoana care vine la noi, să ducă satisfăcut cel puțin că a găsit răspunsul pe care și l-a așteptat.